Administrația Națională de Meteorologie a realizat o estimare a valorilor termice și precipitațiilor în perioada 5-18 octombrie. Potrivit meteorologilor, în Moldova, în primele zile, vremea va fi mai caldă decât normal la începutul lunii octombrie, astfel că ziua vor fi în medie 20-23 de grade, iar noaptea 10-12 grade. După data de 7 octombrie, valorile termice vor scădea semnificativ, la început în nordul regiunii, apoi și în rest, astfel că până în 14 octombrie, vremea va fi rece cu valori termice maxime de 8-11 grade și minime de 1-5 grade, media pe regiune. Spre sfârșitul intervalului de referință se estimează o încălzire a vremii. Probabilitatea pentru ploi locale va fi mai mare în jurul datei de 7 octombrie, în restul timpului fiind posibile doar ploi slabe pe spații restrânse.